Bine v-am regăsit la un nou video pe cei din Zodia Fecioară. Haideți să facem o etalare pentru luna februarie, să vedem ce vă așteaptă în dragoste în această lună. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Fecioară în luna februarie, în dragoste și în relații. Ce așteaptă în dragoste și în relații pe cei din Zodia Fecioară în luna februarie? Haideți să vedem. Bun. Pentru cele care ați avut o relație stabilă sau încă sunteți în ea, aici văd o situație foarte complicată. În primul rând, văd că aveți de a face cu o rivală care este din zodie de foc, posibil, sau este din zodia fecioară, chiar ca dumneavoastră, e posibil să fie chiar ca dumneavoastră din zodia fecioară. Vă văd având. Ați avut o relație cu un bărbat care este posibil să fi fost însurat, să fie însurat sau să aibă o altă relație în paralel. Un bărbat foarte infidel, un bărbat foarte viclean, un bărbat foarte periculos, mincinos și trădător. Un caracter foarte urât, ca să pot să spun așa. Din câte văd, mai mult ca sigur, multe dintre voi v-ați dorit foarte mult acest bărbat, v-ați dorit să fie numai pentru dumneavoastră și ori ați apelat la ajutorul divin, ori la lucruri spirituale ca bărbatul ăsta să revină în viața dumneavoastră sau să fie doar pentru dumneavoastră, să găsiți stabilitatea și armonia. Și din câte văd aici, este posibil, dacă n-ați apelat și o să apelați, să funcționeze acest lucru, însă în luna februarie, iar este un amestec de sentimente, ca să spun așa, de trăiri cu acest bărbat, pentru că nu-l văd că dispare, deci nu, în luna februarie încă este prezent. Din câte văd, vă doriți foarte mult căsătorie cu acest bărbat și în cazul în care este căsătorit, vă doriți foarte mult ca el să divorțeze de această femeie sau să termine relația cu ea, să fie numai cu dumneavoastră. Și vă văd în același timp în luna februarie că vă veți strădui foarte mult ca să obțineți acest bărbat, însă undeva la sfârșitul lui februarie sau la mijlocul lui februarie, datorită acestei femei care nu se lasă mai prejos, ca să spun așa, partenera lui, se va produce despărțirea. El este un om foarte influențabil. Știe să și manipuleze foarte bine în același timp, dar este foarte manipulat la rândul lui de către partenera lui stabilă. Și din câte văd, va fi foarte influențat de către ea, ea cu siguranță știe de dumneavoastră, va fi foarte influențat de către ea și se va produce despărțirea, cumva îl va pune să aleagă, cumva îl va pune să îl va șantaja cu ceva anume. Și dumneavoastră veți ieși în pierdere. Dar ceva îmi spune că nu se vor termina lucrurile aici. Cu omul ăsta veți continua și după această separare. Lucrurile nu vor continua, ca să spun așa, frumos, liniștit, dar va reveni și după această separare cu siguranță. Asta depinde de dumneavoastră dacă considerați că merită să vă luptați pentru acest bărbat, pentru că văd că situația a fost destul de complicată, văd că ați lăsat foarte multe de la dumneavoastră pentru el, văd că mai mult ați petrecut timp, ca să spun așa, poate contact fizic mai mult decât făcând alte lucruri împreună, este o situație foarte complicată. Nu v-a dat atenția pe care vă doreați în totalitate. Pentru cele care sunteți singure, pentru cele care sunteți singure, văd că ați avut de a face în trecut cu un bărbat foarte infidel. O relație destul de complicată, o relație toxică, ca să spun așa. Vă văd niște femei foarte puternice. Cele care sunteți singure ați fost foarte puternice și cele care sunteți într-o relație stabilă sunteți foarte puternice. Dar pe cele care sunteți singure ați avut ambiție să treceți peste această relație.
În același timp ați avut ambiție să obțineți acest om, să faceți din el ceea ce vreți dumneavoastră să faceți. Însă parcă ambiția asta v-a dus cumva la pierdere sau vă va duce în luna februarie la pierdere. Lacrimi, tristețe, supărare și separare. Chiar dacă la un punct în luna februarie ajungeți, poate multe dintre voi ați locuit împreună cu acest bărbat, poate multe dintre voi vă plănuia să locuiți împreună sau să faceți o căsătorie sau să avansați în relație, pe multe dintre voi vă văd că nu reușiți să treceți peste acest impas. Vă văd în luna februarie suferind foarte mult și de ce mi se arată, chiar dacă sunteți singure, mi se arată în luna februarie separare? Pentru că parcă dumneavoastră n-ați reușit să treceți peste această despărțire, n-ați reușit să mergeți mai departe și nici sufletul nu vi s-a vindecat în totalitate. Parcă tot vă doriți această persoană și parcă ați face orice ca să o întoarceți înapoi. O posibilitate există să o întoarceți înapoi, dar asta depinde numai de dumneavoastră dacă considerați că se merită. Ca să spun așa, într-un fel pot să spun că se merită pentru că împreună puteți face foarte multe lucruri, iar acest om se poate schimba. Există reciprocitate în iubire, chiar dacă, virgulă, caracterul lui este unul foarte urât. Omul acesta se poate schimba și poate să facă și lucruri frumoase alături de dumneavoastră. Dar asta depinde numai de dumneavoastră ce vreți să faceți pe mai departe. Cam asta pentru zodia fecioară în dragoste, pentru luna februarie, cu tarotul iubirii. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.